7 zile de doliu în nordul Spaniei după una dintre cele mai mari catastrofe feroviare din istoria Europei. Cel puțin 78 de oameni au murit și peste 140 au fost răniți în nord-vestul țării, nu departe de Santiago de Compostela, când un tren de mare viteză a deraiat. 20 dintre victime sunt în stare foarte gravă. Presa vorbește deja de viteza excesivă, drept cea mai plauzibilă cauză. Pe tronsonul respectiv, trenul n-ar fi trebuit să depășească 80 de km la oră, însă conductorul a mărturisit că mergea cu 190. Vagoanele au ieșit de pe șină și s-au răsturnat, iar un incendiu s-a declanșat. Ministerul nostru de Externe a anunțat că, din informațiile de până acum, printre victime nu se află cetățeni români. Hey, aquí no puede estar nadie en la pasarela, hagan el favor. Es una explosión muy, muy, muy grande. Se movió hasta el sofá que estaba sentada. No vi que había gente abajo en la vía del tren con piedras intentando abrir las ventanas, intentando romper las ventanas. Era trecut de 8 și jumătate seara când s-a produs tragedia. 222 de pasageri se aflau în trenul de mare viteză, care plecase de la Madrid și trebuia să ajungă la El Ferrol, pe coasta Galiciei. Majoritatea călătorilor urmau să coboare în Santiago de Compostela, unde astăzi trebuia să fie sărbătorit Sfântul Santiago, protectorul Galiciei. Mai aveau doar 4 km până în stație, când, într-o curbă, vagoanele trenului au sărit de pe șine. Impactul a fost extrem de violent. De repente, cum si fuera un bombardeo. Por lo menos dos vagones que estaban en llamas, que salía humo de ellos. 4 dintre vagoane s-au lovit de parapetul de pe marginea căii ferate. Aproape complet distrus, un altul a fost proiectat în aer, nimerind înclinat într-un unghi de 45 de grade peste un alt vagon. Vi că había gente abajo en la vía del tren con piedras intentando abrir las ventanas, intentando romper las ventanas. Echipele de salvare, ajutate de trecători, au început să scoată oamenii dintre fiare. O misiune dificilă. Dintr-un vagon întreg n-a ieșit nimeni în viață. Que intentan es sacar el vagón que quedó más aplastado, que no era imposible recuperar de ahí, de ese vagón, ningún cuerpo. Oameni simpli au transportat victimele la spital în mașinile personale, iar în oraș oamenii au făcut cozi pentru a dona sânge. Presa scrie că în momentul accidentului trenul circula cu o viteză mai mare decât dublul permis pe acel tronson. Ambii conductori au supraviețuit impactului și de pe patul de spital, unul dintre ei a recunoscut că avea 190 de km la oră. Legal, n-ar fi trebuit să depășească 80. Ce am să mă fac, ce am să mă fac, a repetat el într-una într-o convorbire prin telefon cu reporterii. Uno de los maquinistas, como también de algunos de los pasajeros que han sobrevivido al accidente, hablan que el tren circulaba por aquí a una velocidad cercana a los 200 km por hora. Un convoi de ambulanțe și echipaje de salvare a muncit toată noaptea, transformând câmpul de lângă calea ferată într-un adevărat spital mobil. Tot acolo au sosit convoaie întregi cu sicrie. Autoritățile române, în permanentă legătură cu cele spaniole, au anunțat că pe listele cu victime și răniți nu se află niciun român.